Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Începem această zi de sâmbătă, acest weekend pe care l-am început de ieri, de fapt, dar weekendul adevărat din punct de vedere fotbalistic cumva ține sâmbătă și duminică, așa ne-am obișnuit noi. Începem așadar acest weekend fotbalistic cu un meci din campionatul Angliei, un meci din Premier League pe care vi-l propunem. Avem un singur meci astăzi, îl considerăm cap de afiș al acestei zile de sâmbătă, pe Old Trafford, Manchester United, Tottenham, și vedeți și cotele aici lângă mine. Sunt clar cei de la Man United favoriți. Joacă pe teren propriu și asta probabil că e un element în plus, un element ajutător. S-a mai întors și Cristiano Ronaldo. Zice că a venit cu forțe proaspete, a dat o fugă până la Madeira, supărat că n-a prins, că ar fi urmat să nu joace, să fie rezervă. Nu prea se înțelege foarte bine de unde supărarea lui în derbiul cu City. S-a întors însă și spune că e gata să dea o mână de ajutor zdravănă pentru ca United să-și îndeplinească obiectivul, obiectivul fiind, evident, calificarea în Champions League. În Champions League United va juca săptămâna cealaltă, dar cu Atletico Madrid, dar până atunci mai avem. E în plus, e peste Tottenham în clasament, Man United, dar diferența vine cumva din faptul că Tottenham are două meciuri mai puțin disputate, locul 5 United, locul 7 Tottenham înaintea acestei etape, însă două puncte în plus pentru United, dar două meciuri în minus pentru Tottenham. De aici și importanța acestei partide pentru cei de la Man United. În tur a fost 3-0 pentru Man United, doar că acum Tottenham vine după două victorii la rând, două victorii fără gol primit, 4-0 Leeds cu Leeds, 5-0 cu Everton, în vreme ce United, știți, probabil vine după eșecul cu Manchester City din derby. Ok, hai să vedem ce putem alege. 3 idei de pariuri și o idee de super pariu avem aici. Plecăm de la ceea ce vedeți, ultimele 6 meciuri directe dintre cele două echipe. De la acel meci din aprilie, de fapt, acel meci din aprilie 2020, terminat la egalitate 1-1, e singurul din acest tabel, din această listă, în care nu s-au dat 3 goluri. Dar, în fine, e, să zicem că e o excepție. În 5, după cum puteți vedea, în 5 din ultimele 6 au marcat ambele echipe, mai puțin meciul ultim, practic ultima partidă de care spuneam mai devreme, victoria celor de la United la Londra cu 3-0. Mergem și noi pe ideea că vor marca ambele echipe și mergem pe ideea că se vor da goluri aici. GG-ul are o cotă rezonabilă, GG-ul simplu. La fel și 1X sau X2 sunt cote rezonabile. La fel mai puteți aborda, vă mai puteți duce spre alte lucruri, spre, de exemplu, spre 1X și 2-5 goluri sau X2 și 2-5 goluri. Noi însă mergem pe GG3+, pe cota de 2-0-5. Poate și 3+, să fie doar 3+, fără GG, să fie o idee. Noi rămânem însă pe asta, pe ideea asta, pe GG3+, cota 2-0-5. Mergem mai departe. A doua idee pe care o avem se duce în zona marcatorilor, în zona pariurilor speciale și în zona domnului de aici, cel care în ultima vizită a celor de la Tottenham la Manchester a făcut un meci grozav pe Etihad, pe terenul celor de la City. Vedem aici clasamentul marcatorilor din Premier League. Ok, departe, Mo Salah, trebuie să mă dau puțin mai așa. E departe Harry Kane de Mo Salah, dar sigur, se leagă totul de startul mai puțin bun în acest sezon, de o perioadă de accidentări, și e notat, trebuie să notăm când ne uităm la un pariu de genul ăsta, forma de moment. Jumătate din aceste 10 goluri ale lui Harry Kane cu care intră în acest tabel au fost marcate în ultima lună. Harry Kane este într-o formă foarte bună acum și ne putem duce spre el. Putem merge și pe Son,
dar care are cotă mai bună, dar parcă dacă e să se dea goluri, dacă e ca Tottenham să dea goluri pe Old Trafford, parcă ne gândim la Harry Kane că o va face. Gol marcat de Harry Kane are cotă de 2,60. Iar a treia idee pe care vă propunem e una care în general nouă ne iese. În principiul meciului din Anglia, din Premier League, atunci când se mizează pe cornere, mai ales la echipe de genul ăsta, pariul e aproape câștigat. Acum depinde foarte mult, evident, și de borna la care vă doriți să vă situați. O să vedem imediat ceea ce vedem aici, de fapt, sunt cornere, media cornerelor celor două echipe, media pe meci. Spurs undeva la 5,3, Man United undeva la 5,1, peste 5 au clar. Media este a ambelor echipe peste 5. Aici ne putem juca. Ne putem duce la cornere Man United, peste 4,5 cornere Man United o cotă mică, peste 5,5 ceva mai mare. Ne putem duce la peste 11,5 cornere în meci. Ne gândim noi însă că va avea și Tottenham oportunitățile sale. Și am descoperit o cotă bună acolo pe 5 cornere, cel puțin 5 cornere, peste 4,5 cornere ale celor de la Tottenham pe cotă de 1,95. 5 cornere așadar într-un meci de genul ăsta nu pare neapărat mult. Manchester United nu e Manchester City care să sufoce și să domine cu multă autoritate. Hai să vedem și ce super pariu putem alege. Putem alege foarte multe super pariuri, evident, din lista noastră. Vedem însă aici acesta, de exemplu, peste 2,5 goluri în meci, ceea ce am discutat mai devreme, peste 10,5 cornere în meci, ceea ce iarăși am discutat mai devreme, cota este de 4,25 și acolo se pot lua idei din zona marcatorilor. Cu cât se coboară în lista superpariurilor, cu atât cotele sunt ceva mai bune. Noi rămânem însă pe cota asta, pe 4,25 și pe superpariul acesta, cu care terminăm ceea ce v-am pregătit pentru astăzi. Ne revedem mâine. Mâine avem o listă, mâine nu ne orientăm asupra unei singure partide, ne vom gândi la mai multe meciuri, dar până mâine toate cele bune.